Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Știați că, din punct de vedere biochimic, sexul nu este diferit de consumul de ciocolată în cantități mari? De asemenea, se pare că actul sexual este un tratament natural. Acestea reduc riscul de apariție a bolilor de inimă, a atacurilor cerebrale și chiar și a depresiei. Sunt Consuela Balașa și mă bucur tare mult să ne revedem într-o nouă ediție Step by Step, ediție care ne va învăța în fiecare zi de duminică cum să ai relații frumoase, sănătoase și, bineînțeles, împlinitoare. Mă grăbesc pentru că trebuie să-l introduc pe Florina Mariei, care este alături de mine și astăzi, pentru că nu mă lasă singură niciodată și se pregătește intens pentru edițiile noastre, nu doar cu voie bună, ci și cu informații de calitate care ne pot schimba relațiile cu adevărat. Bine ai venit, Florin! Doamne ajută! Mersi, Consi, de introducere, de cuvintele frumoase, de energia bună pe care o aduci aici mereu. Drăguț ești! Sper din suflet ca oamenii care ne urmăresc să poată fi ajutați cu adevărat, pentru că chiar dacă vorbim de multe ori lucruri teoretice, sunt convins că teoria asta poate să facă viața mai bună. Cel puțin asta e valabil în dreptul meu. Eu am plecat de la teorie pentru că eu așa m-am învățat de-a lungul vieții, m-am construit, și anume să nu fac lucrurile mecanic. Iar ca să le fac, trebuie să le înțeleg. Iar ca să le înțeleg, trebuie să le aflu. Adică trebuie să plec de la teorie. Când înțeleg teoria, înțeleg ce se află în spatele acțiunilor. El mă interesează motivații. De ce trebuie să fac ceva? Uh-huh. Și când înțeleg de ce trebuie să fac sau de ce trebuie să nu fac, îmi asum, nu mai am nicio problemă. Mi-este ușor să fac lucrul respectiv, mă dedic lui, sunt perseverent, mă țin și de multe ori îmi și iese. Și cred că asta ar trebui să fie un mindset al oamenilor care ne urmăresc. Chiar dacă uneori pare multă teorie, vreau să știți că teoria asta vă pot ajuta pe toți să înțelegeți motivațiile, să înțelegeți cauzele, să înțelegeți de unde se pleacă. Și după aia o să fie... Comportamentele, eu cred că sunt niște simptome, niște rezultate. În primul rând trebuie să înțelegi lucrurile, asta, aici sunt cauzele. Aici ce se întâmplă la nivelul minții este generatorul. De aici pleacă toată treaba. Comportamentele sunt doar niște rezultate al felului în care noi gândim. Și de asta de multe ori suntem blocați în decizii, nu știm ce decizii să luăm, pentru că nu suntem clari, elucidați, limpezi la minte. Și când se limpezesc gândurile, îți este și ușor să acționezi într-o direcție sau alta. De asta eu pun atât de mult preț pe informație, chiar dacă uneori pare că este teoretică. Hai să ne întoarcem puțin la ce ai zis mai devreme, că mi-a plăcut foarte tare și aș vrea să accentuăm lucrul ăsta. Spuneai că oamenii care au o viață sexuală bună sunt oamenii care... Este un tratament natural și ne poate feri de depresie, de atac cerebral și boli de inimă. Exact, exact. Și aici este o explicație, da? Tu aici ai venit și ai spus rezultatul, ce se întâmplă, viață sănătoasă. Și acum vin să dau un pic de explicație aici în spate, pentru că pentru mine a contat foarte tare. Și anume, relații disfuncționale înseamnă mult stres, tensiune, agitație în sufletul nostru. Stresul ăsta se traduce, se exprimă în corpul nostru prin cortizol, se elimină cortizol. Cortizolul în corpul nostru, într-o cantitate mai mare decât ar trebui, ne îmbolnăvește, pur și simplu. Și oamenii care trăiesc în relații disfuncționale au mai mari riscuri de boli, inclusiv ce ai zis tu, cancer, nu știu dacă ai zis cancer, dar este și cancerul pe lista asta, hipertensiune arterială, accidente vasculare cerebrale. Mai mult decât atât, Consuela, oamenii care trăiesc în relații disfuncționale sunt mai expuși obezității, pentru că pe fondul stresului mănânci compulsiv, obsesiv, ca să-ți aduci doza asta de dopamină. Mâncarea face să se secrete în corpul nostru dopamină, hormonul plăcerii, ne simțim mai bine. Și uite, pe fondul ăsta al stresului, problemelor din relație, suntem tentați să mâncăm, uneori necontrolat, și ajungem obezi. Multă lume ajunge pe fond emoțional obeză. Tot felul de dependențe, de fapt nu numai mâncatul, și alte dependențe sunt o nouă cauză. Dependențele sunt un rezultat, sunt un simptom al relațiilor toxice.
relații cu probleme disfuncționale te fac să te să-ți înneci amarul, cum se zice, în alcool, droguri, tutun, infidelitate, jocuri de noroc sau alte lucruri de genul ăsta. Așadar, ăsta e un alt motiv care ar trebui să ne trezească și să ne facă să fim conștienți că e important să investim în relațiile noastre. Cât, nu doar cu partenerul de viață, relațiile, toate relațiile. Sunt alte studii care spun că 90% din problemele noastre vin din relații. Deci dacă noi ne-am rezolvat relațiile, toate relațiile, cu părinții, bunicii, frați, surori și așa mai departe, nouă ne-ar dispărea cam 90% din problemele vieții noastre. Mai rămân problemele alea de sănătate, care de multe ori problemele de sănătate sunt strict legate de problemele din relație. Că dacă am probleme în relație, înseamnă că iarăși eu acționez pe baza sistemului limbic. Când se activează sistemul limbic, se dezactivează cortexul prefrontal. Partea de gândire logică, de analiză, de creativitate, de disciplină, de autocontrol. Și în felul ăsta, dacă mie nu mai funcționează bine cortexul prefrontal, nu mai gândesc atât de rațional, atât de logic. Da? Nu mai pot să-mi fac implicit jobul. Nu mai pot să fac business. Și uite, în felul ăsta sunt probleme și la locul de muncă, cu banii, probleme de sănătate, pentru că eu am probleme în relațiile mele. Așadar, cred că nu mai intru în detalii, sunt multe lucruri de zis, dar cred că s-a înțeles ideea. Consi, îmi place mult că îmi spui lucruri și evident că și eu aș vrea la un moment dat să te completez cu anumite lucruri, dar cred că vor veni la momentul lor. Îmi dădeam seama că s-au făcut studii foarte interesante ce face o femeie atractivă pentru un bărbat, ce face un bărbat atractiv pentru o femeie. Mm. Și printre listele care țineau doar de femei, erau cele legate de statut, nu neapărat de câștig financiar, dar de statut, de cum este văzut la locul de muncă, cât este de capabil să facă lucruri. Și mă gândeam în ce cerc simpatic intrăm și pe care ar trebui să-l menținem și după ce intrăm în relație, pentru că suntem atractivi și în timpul relației, nu doar la începutul ei. Super, corect. Sunt de acord cu treaba asta. Și mă bucur de asemenea că ai precizat despre puterea sau capacitatea de a ne supune unor reguli, de a fi disciplinați, pentru că aici a rămas discuția asta data trecută. Hai să vedem. Aveam o întrebare foarte importantă. Ți-o ascult. Spuneam dacă această deschidere de a updata regulile timpurilor în care ne aflăm este o ocazie sau oportunitate sau ne dăm singuri oportunitatea de a dezvolta promiscuități. Adică de a fi atât de libertini cu noi și cu ceea ce facem încât să considerăm că sunt regulile potrivite erei în care trăiesc. Pua, ce întrebare! Consuela, și eu iarăși trebuie. O să zic lucruri pentru care unii o să mă pupe și alții o să mă înjure. Însă... Ești la televizor, deci este în regulă, nu ajungem la tine așa ușor. Da. Înainte să zic ce am de zis, n-am pretenția că este gândirea corectă, este doar gândirea bună pentru mine, care îmi face mie bine relațiilor în care eu sunt și dacă cineva rezonează cu ce spun eu. Foarte bine, dacă nu, respect deciziile și felul, gândirea și deciziile fiecăruia, n-am nicio problemă, nu vreau să schimb pe nimeni, scopul meu aici nu este să arăt cu degetul la nimeni, nu vreau să judec pe nimeni, nu vreau să condamn pe nimeni, nu vreau să discut în termeni, eu gândesc corect, voi gândiți greșit, deci nu eu mă erijez într-un etalon care ar trebui să fiu urmat și cei care nu gândesc ca mine sunt greșiți și prin urmare trebuie să se schimbe. Deci nu am setarea asta mentală, prin urmare aș vrea ca oamenii să ia ca pe părere personală, sunt lucruri pe care eu le-am citit de-a lungul vieții, pe unele le-am înțeles, așa stând și gândind eu cu puțina mea materie cenușie, le-am înțeles din relațiile mele, sunt lucruri la care am ajuns poate pe parcursul vieții, așa puțin câte puțin. Cred că sunt mai multe contexte care m-au ajutat să ajung la gândirea la care sunt acum. Nu știu dacă este cea mai eficientă. Știu doar că este o parte a realității. A realității cu râ mare, da? Este doar o perspectivă. Sunt convins că fiecare are perspectiva lui. Și fiecare perspectivă este corectă. Uh-huh.
Deci, și sănătoasă fiecărui caz în parte, pentru că de aceea ales-o. Exact, exact. Pentru momentul în care se află fiecare om, este corectă perspectiva lui, atât înțelege el, dacă atât înțelege este realitatea lui, nu are nimeni dreptul să o judece și să o condamne. Așadar, întrebarea pe care tu ai pus-o sună cam așa în mintea mea. Dacă noi ne permitem să judecăm în termenii ăștia, că nu e nimeni îndreptățit să ne spună nouă ce și cum să facem, nu cumva putem să ajungem în zona de promiscuitate, să fim prea liberali și să facem niște lucruri poate reprobabile, indezirabile, nesănătoase, corect, imorale, sau poate nu imorale neapărat. Dacă respectăm principiile, teoretic nu vom ajunge să fim imorali. Da. Dar adaptând regulile după nevoile mele, aș putea fi într-adevăr libertin. Da, bun. Drăguța mea, uite cum văd eu treaba asta. Cine stabilește ce este promiscuitatea? Asta este o altă întrebare. Pentru că dacă stai de vorbă cu unii oameni, o să vezi că pe unele acțiuni vor pune eticheta promiscuitate, iar pe alte acțiuni, iar alți oameni pe aceleași acțiuni vor pune eticheta curiozitate, cum ar fi să. Iar alți oameni se uită la aceleași acțiuni și vor zice, să fiți voi sănătoși, deci știți de când facem noi treaba asta? Ne-am plictisit deja. Ce vreau să zic, iarăși este un principiu pe care îl cred de mult timp în urmă, și anume, acțiunile nu sunt bune, nu sunt rele. Acțiunile sunt. Realitatea nu este nici bună, nici rea, este neutră. Așadar, anumite lucruri, anumite acțiuni, în unele contexte pot să devină bune, iar în alte contexte, exact aceleași comportamente pot să fie rele. Consider că și comportamentele, la fel ca și convingerile, sunt bune sau rele în funcție de contextul în care mă aflu, în funcție de obiectivele pe care eu le am. Și acum, să mă apropii mai mult de esență. Dacă soția mea, să zicem, este foarte conservatoare. Atenție, nu greșită. Foarte conservatoare. Este mai tradiționalistă. Mai tradiționalistă. Cu convingeri mai serioase, mai așezate. Și eu vin cu niște comportamente mai exuberante, mai dezinvolte, mai vreau mai multă creativitate, vreau să fie, mă rog, să experimentezi. Sunt mai libertin. Cum? Să experimentezi. Da, să experimentez. În momentul ăla, comportamentele mele, dacă eu mi-aș permite să mă comport cum vreau eu, în contextul relației de cuplu, devin rele, devin greșite. De ce? Pentru că îi dau un cap soției mele. O termin, o desfințez. O sufoc, o pun pe ea în niște contexte în care va spune, stai puțin, ce-i cu tine, ai nebunit, nu suport așa ceva, e păcat, este disgrațios. Nu vreau. În contextul ăsta, dacă eu mi-aș permite să mă comport exact cum îmi vine, foarte deschis la minte, aș răni-o pe ea și încalc principiul iubirii și principiul regulii de aur. De aceea, aceste comportamente în acest context devin, din perspectiva mea, rele, prin urmare trebuie să lucrez eu cu mine, să văd, de fapt nu numai eu cu mine, e mai mult de lucru, o să intrăm într-o zi și în soluții. Eu am de lucrat cu mine, soția mea are de lucrat cu ea, până când ajungem să facem acele lucruri în relație care nu ne rănesc. Dacă eu sunt într-o relație cu soția mea care și ea e foarte deschisă la minte, foarte libertină, liberală, foarte dezghețată, e pusă pe experimente, pe hai să vedem cum o fi și aia, să vedem cum e și aia, nu mă deranjează să o facem nici pe aia la altă, în acest context, cred că comportamentele alea, că se numesc ele sexuale sau de altă natură, dacă sunt acceptate de către amândoi partenerii, fără nicio rezervă, sunt niște comportamente, sunt niște comportamente, punct. Nu sunt bune, nu sunt rele. În contextul nostru, da, pot să devină bune, că ne ajută, că ne fac bine, că ne apropie. De aceea, cred eu că definiția asta de promiscuitate, când vine vorba de dormitorul conjugal,
La fel, nu cred că este cineva din afară îndreptățit să spună ce este înjositor, ce este imoral, ce este... Nu cred că cineva din exterior poate să facă treaba asta. Nici dacă vorbim despre sexul întrei sau despre sexul cu martori, sexul nu cu sunt martori. Limite duse prea la extrem? Consuela, poate o să spună că poate o să sune foarte extravagant ce zic acum și extrem. La fel, deci acum nu contează părerea mea, vorbesc despre un principiu, dar nu contează cum fac eu, ci vorbesc despre un principiu sănătos. Din exterior, nu cred că este nimeni îndreptățit să-ți spună ce este bun sau rău, corect sau greșit pentru tine. Dacă vreți, eu aș putea să aduc alte texte din Biblie, că acum noi vorbim în zona religioasă. Corect. Există și alte pasaje din Biblie care vorbesc că Dumnezeu va judeca personal pe fiecare în parte. Dacă Dumnezeu judecă personal pe fiecare după mintea lui, după înțelegerea lui, după conștiința lui, ăsta este un alt argument care ar trebui să ne trezească pe toți, încât să nu ne mai permitem niciodată să intrăm în viața personală a cuiva. Eu cred că sunt două lucruri total diferite. Ce fac eu în exterior, ce fac eu în public, cum mă exprim, cum acționez în public, dacă deranjez sau nu deranjez, dacă rănesc sau nu rănesc pe ceilalți, ăsta este un aspect. Și ce faci tu în viața privată, este cu totul alt aspect acolo. Singurul care poate să judece lucrurile este Dumnezeu. Care el înțelege contextul în care tu ești în familia respectivă, înțelege mintea ta, înțelege educația ta, înțelege conștiința ta, înțelege motivația ta, înțelege felul în care tu ai fost crescut de-a lungul anilor, înțelege fricile tale, înțelege neputințele, slăbiciunile, tot. Dumnezeu când judecă pe un om și va pune pe el eticheta de mântuit sau pierdut, sau dacă toate lucrurile astea vor fi așa cum ne-am fost noi învățați, eu cred că Dumnezeu va analiza în detaliu fiecare componentă a fiecărui om. Da, e adevărat, eu cred că este un principiu general. Dar principiul general Dumnezeu va vedea, băi, tu în contextul vieții tale, cum ai aplicat acest principiu? Puteai să-l aplici altfel? Uite, este o altă parabolă în Biblie care vorbește despre talanți. Unuia i-a dat un talent, altuia i-a dat, cred că, 2 sau 3 și altuia 5. Da? Nu a cerut aceleași rezultate tuturor. Corect. Ăluia căruia i-a dat 5 talanți s-a bucurat când ăla a venit cu 10. Da? Dar ăluia care a avut 3, de ce nu i-a cerut și lui toți 10 talanți? Nu i-a cerut 10. Fiecăruia i-a cerut să pună în valoare, să folosească cât a primit. Deci, eu cred că Dumnezeu va judeca pe fiecare după capacitățile lui, intelectuale, emoționale, spirituale. Este absurd să judece pe toți la fel. Asta înseamnă că... Nu știu, eu consider că este foarte incorrect. Nu poți să judeci pe un om de 40 de ani la fel, exact după aceleași standarde, după care îl judeci pe unul de 2 ani sau pe unul de 10 ani. Da, principiul rămâne același, iubirea. Dar ăla la 40 de ani aplică principiul iubirii conform minții lui, nevoilor lui, înțelegerii lui, experienței lui, contextului în care se află, iar cel la 10 ani aplică la alt nivel... conform posibilităților lui, același principiu al iubirii. Și cred că, uite, hai să zicem așa, un bărbat de 40 de ani ridică 40 de kilograme deasupra capului. Și un copil de 3 ani ridică 1 kilogram deasupra capului. Cine a ridicat mai mult? Conform înțelegerii limitate, bărbatul a ridicat mai mult. Conform a ceea ce vreau să zic eu, ăștia au ridicat în mod egal. Adică bărbatul a ridicat maxim din cât putea el, 40 de kilograme să zicem, mai mult nu putea, iar copilul la 3 ani a ridicat maxim din cât putea el, 1 kilogram. În felul ăsta, principiul rămâne același. Tu ai făcut tot ce puteai?
Și bărbatul zice, da, am făcut tot ce puteam, puteam să ridic maxim 40 de kilograme. Ba, ai ridicat 40 de kilograme? Da, bravo, foarte bine. Tu, copil, ai ridicat? Cât ai ridicat? Păi maxim din cât puteam eu, cât? Un kilogram. Asta e maximum? Da. Nu, atunci foarte bine, bravo. Deși diferență de 39 de kilograme între cei doi, ei pot să zic că sunt la egalitate. Cam așa eu văd și viața asta religioasă, inclusiv viața sexuală. În funcție de mintea ta, în funcție de resursele pe care tu le-ai primit de la Dumnezeu, și când spun resurse, mă refer la ce părinți ai avut, ce frați ai avut, contextul în care ai crescut, cărțile care ți-au căzut pe mână, educatorii pe care i-ai avut în viață, mentorii pe care i-ai avut, prietenii pe care i-ai avut, convingerile care au ajuns la tine, filmele pe care le-ai văzut, tot de-a lungul vieții, plus moștenirea genetică pe care ai avut-o, toate astea te-au făcut pe tine să fii cineva. Cine ești azi? Cum ești astăzi? Și capacitățile tale în prezent sunt unice. Eu sunt unic în felul meu, fiecare suntem unici în felul nostru. Și ar fi absurd ca Dumnezeu să-i ceară un copil de 3 ani să ridice 40 de kilograme ca bărbatul ăla. Ar fi absurd. Cel puțin eu nu pot să cred într-un astfel de Dumnezeu, mie mi-e greu. Într-o zi, cândva, în trecut, credeam într-un astfel de Dumnezeu, acum nu mai pot să cred. De aceea eu cred că Dumnezeu va judeca individual pe fiecare. Revenind, deci ăsta e cadrul general, principiul general. Și acum, dacă ar fi să aplicăm asta la relațiile de cuplu, cred că și la relațiile sexuale, cred că Dumnezeu judecă în funcție de contextul în care se află cei doi. De aceea nu cred că cineva din exteriorul familiei poate să vină să stabilească un standard. Uite ce fac eu. Pe bune, nu mă interesează ce faci tu acasă. Nu tu ești standardul pentru mine, după cum nu eu sunt standardul pentru tine. Cam asta este ceea ce vreau să zic așa în idee, ca idee generală. Prin urmare, etichetele astea de greșit, corect, promiscu se zice, nu? Da. Așa, toate astea sunt niște etichete pe care cineva, niște acțiuni pe care cineva a pus eticheta, dar aia e doar perspectiva lor. Aia este perspectiva lor. Repet, sunt de acord. Dacă ar fi să vorbim de niște norme pe care ar fi bine să le respectăm în societate, nu mă apuc să fac niște lucruri în societate, în fața oamenilor, copii, prieteni, bărbați, femei, lucruri care nu se cad. Dar este cum se numesc asta? Normele sociale. E foarte indicat ca să respectăm norme sociale, norme, reguli de circulație, ca să viețuim. Cu asta sunt foarte de acord. Dar când vine vorba de intimitate, de viața celor doi, acolo ei doi sunt stăpâni pe viața lor, pe relația lor. Să nu-și facă rău unul altuia. Și când spun rău, mă refer la rău din punct de vedere fizic, sexual, verbal, emoțional, spiritual și așa mai departe. Nu știu dacă am fost foarte clar. Cred că da. Oricum, cred că ne vom mai lovi de acest subiect și îl vom mai așeza în câteva unghiuri. Okay. Pentru că vorbim despre acest loc religios în care, bineînțeles, își face apariția și Biblia, pentru că de ea ne luăm învățăturile, apare la un moment dat o urăciune în fața Domnului. Cum găsim aceste urăciuni, care chiar sunt urăciuni și de care ar trebui să ne ferim? Păi bun, la care urăciuni face referire? În momentul ăsta îmi vine în minte sexul între două persoane de același sex. Așa, și care este întrebarea? Cum identific aceste urăciuni? Că bănuiesc că nu este singura urăciune. Cum adică cum identifică? Deja se pare că sunt identificate. Păi la aceasta m-am gândit eu acum, pentru că mi este foarte clară. Dar poate mai sunt câteva din această zonă a sexualității. Tu cunoști? Bă, mai sunt și alte urăciuni de genul ăsta. De exemplu, să faci sex cu mama, cu copilul, cu animale și alte lucruri de genul ăsta. Deci nu ne sunt permise orice tip de fantezie care ne poate duce în zona aceasta de, putem numi și boală, cumva, când ne refine animale. Este adevărat, mai sunt, nu știu dacă și în Biblie se vorbește despre treaba asta, despre necrofilie, a face sex cu morții. Nu știu dacă și în Biblie se vorbește, dar există. Sunt anumite... Dacă este, aici este un subiect foarte vast în care tu m-ai dus,
pe care sigur nu avem timpul necesar să-l dezvoltăm acum, și anume relațiile homosexuale, bărbat-bărbat, femeie-femeie, sau alte tipuri de relații. Poate că ar fi înțelept, ca să nu dau un răspuns foarte pe scurt și să fie incomplet și să fie bulversant, poate ar fi înțelept să nu intrăm aici. Okay. Pentru că și aici sunt niște perspective. Este perspectiva celor care spun eu m-am născut normal, cu atracție către persoana de sex opus, și pe parcurs au început să-mi placă persoanele de același sex. Dar există și perspectiva celor care spun eu așa m-am născut. De când sunt mic, de la 2, 3, 4 ani, de când mă conștientizez eu de atunci am fost atras de băieței, zic bărbați. Sau fete care spun de când eram fetiță, mie mi-au plăcut numai fetițele. Și aici este o altă perspectivă, adică cred că ar trebui să discutăm din ambele perspective. Prima, cum se ajunge ca tu, născut fiind cu atracție către persoane de sex opus, la un moment dat să fii atras de persoane de același sex, ce s-a întâmplat, și perspectiva celorlalți, e adevărat, e posibil ca tu să te naști, defect, pentru că foarte mulți dintre acești oameni încă se simt defecți, că așa li s-a spus, că nu-i normal. Acum, întrebarea pertinentă este, se poate demonstra în mod științific că cineva chiar se naște cu tendințe homosexuale? Dacă da, hai să vedem care sunt acele perspective și după ce discutăm astea două perspective cu argumente, cu cauze, după aia am putea să vorbim cât de defecți sunt oamenii ăștia. Pentru că așa, la prima vedere, Consuela, este foarte simplu să punem eticheta de oameni defecți. Nu ești ca mine, ești defect. Însă, cred că discuția este mult mai profundă. Pentru că eu cred că problema aici nu este în primul rând de sexul în sine. Din perspectiva mea, sexul este o consecință a ceea ce se întâmplă în minte. Și cred că trebuie abordată un pic, nu așa pe fugă și nu cu un răspuns e greșit sau este corect. Ok. Da? Și din motivul ăsta, pentru că e foarte delicat subiectul, n-aș vrea să intrăm aici. Și oricum e bine că ai adus problema, nu e rău chiar deloc, te încurajez ori de câte ori îți vine o astfel de întrebare să o adresezi, dar consider că e atât de sensibil subiectul ăsta încât nu aș vrea să dau un răspuns incomplet, încât indiferent din ce tabără face parte cineva, să zică incomplet. Ca să nu zic că nu-s de acord. Bun. Dar ca idee de bază, vreau să spun că sunt suficient de multe exemple în Biblie în care este evident principiul ăsta pe care îl spun. Și anume, o anumită acțiune de a unui om într-un context a fost conotată, etichetată drept rea, și exact aceeași acțiune în dreptul altora, în alt context, a fost numită bună, corectă. În Biblie sunt situații de genul ăsta. Inclusiv dacă vreți să mergem la exemple extreme, uciderea. Uciderea în unele contexte era condamnată de către Dumnezeu, iar în alte contexte era chiar poruncită de către Dumnezeu. Și cine ucidea era aplaudat de Dumnezeu în unele contexte. Iar în alte contexte era huiduit, blestemat. De ce ai făcut chestia asta? Ceea ce duce la același rezultat, același comportament, într-un context poate să fie ok, sănătos, în alt context poate să fie nesănătos, ineficient. Cine poate să vadă treaba asta? Ok, cine nu, la fel, ok. Da. Oricum, noi am mai vorbit despre lucrul ăsta, mi se pare foarte tricky, foarte riscant să începem să vorbim despre comportamente ca fiind alea bune, alea rele, alea bune, alea rele, fără să ne raportăm la un obiectiv, fără să ne raportăm la o motivație. Bun.
Mai aveai vreo întrebare? Da. Te rog. Pentru că era discuția despre principii și reguli, primisem o întrebare de la unul din dragii noștri colegi. Ce facem în momentul în care avem două principii care, la un moment dat, pe un anumit segment, se pot bate cap în cap? De exemplu, am principiul să-mi iubesc aproapele meu ca pe mine însumi și am și celălalt principiu, nu te duce la sfatul celor răi. La un moment dat, relații de cuplu pot deveni toxice. N-a fost un sfat rău sau un om rău de la început, dar pe parcurs mi-a devenit un partener rău. Îl iubesc până la capăt necondiționat, deși îmi face rău? Mm-hmm. Uite, cu ceva timp în urmă, cred că vreo 2-3 ani, mi s-a clarificat și mie mult mai bine treaba asta, deși o vedeam așa un pic în ceață. Știi ce consider eu acum, Consuela? A iubi pe cineva nu mă obligă să rămân cu cineva. Pentru mine, iubirea însemna și la bine și la greu. Iubirea însemna să rămân cu tine pentru tot restul vieții. Iubirea cumva mă obliga să rămân într-o relație, chiar dacă acolo simțeam lipsă de respect, minciună, infidelitate, jignire, lipsă de empatie, lipsă de compasiune, mă rog. Iubirea asta necondiționată, despre care se vorbește atât de des, cumva mă obliga să rămân într-o relație în care îmi fac rău mie. Sau partenerul îmi face rău. Și eu accept. Și eu trebuie să stau, trebuie să înghit, trebuie să accept. Ba chiar să mă laud, să-mi ridic statuie, că uite, în condițiile astea, eu rămân și te iubesc, cu toate că tu ești un mincinos, un infidel, un nerespectos, un mai știu eu cum. Sunt foarte multe argumente pe care le am în spate. Dacă simți nevoia, mai trage-mă de limbă și mai obligă-mă să mai zic mai multe. Dar acum, pe scurt, din perspectiva mea, iubirea este una și conviețuirea este alta. Adică eu pot să ajung să te iubesc, dar nu te oblig să rămâi cu mine. Iubirea romantică implică și o conviețuire. Da, implică o conviețuire, dar nu o conviețuire cu orice preț. Că dacă principiul de bază care contează pentru mine este iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, eu trebuie să am grijă și de tine, trebuie să am grijă și de mine. Și dacă tu, fiind în relație cu mine, mă rănești. Și rana asta poate să vină prin critică, prin negativism, prin infidelitate, prin lipsă de respect, prin faptul că nu ții cont de nevoile mele fundamentale. Dacă tu mă rănești, eu am dreptul și obligația și responsabilitatea să am grijă de viața mea, de fericirea mea, de integritatea mea spirituală, emoțională, fizică. Și atunci eu trebuie să mă protejez. Este o obligație lucrul ăsta. Trebuie să mă protejez pe mine fără să-ți fac rău ție. Cum pot să fac treaba asta? Având o discuție cu tine. Să-ți spun deschis, uite, comportamentul ăsta al tău, mă rănește. Îmi doresc să te oprești. Eu știu că tu așa te comporți, că ai și tu rănile tale emoționale. Dar nu este corect față de mine. Că tu mă rănești prin treaba asta, îmi faci rău. Le faci rău copiilor. Prin urmare, pentru că dacă tu zici că mă iubești, ar fi bine să lucrezi cu tine, să faci terapie, să mergi la cursul, să investești în tine. Dacă partenerul meu, după o astfel de discuție, bine, imediat, dacă partenerul meu în urma unei astfel de discuții vine și îmi spune, uite, știi, nu mă interesează, eu vreau să mă comport în continuare cum îmi vine. Taic mi-a fost un infidel, sunt și eu, i-am copiat modelul. Taic mi-a dat cu pumnul în masă, dau și eu în continuare cu pumnul în masă. Așa m-am învățat. Ăsta și eu, dacă nu-ți convine de mine, la revedere. Eu nu cred că iubirea mă obligă să rămân în relație cu acel om. Eu pot să-i zic, uite, te iubesc, mi-este foarte drag de tine, dar în prezența ta, viața mea mi-este pusă în pericol. Că viața fizică, că viața emoțională, spirituală, nu mai contează, mi-este pusă în pericol. Eu nu pot să permit așa ceva. Prin urmare, eu voi ieși din relația asta. Da, în continuare te iubesc. Eu pot să te iubesc în continuare, dar nu mai stăm împreună. Dacă vei avea vreodată nevoie de ajutor, poți să mă suni. Eu o să te ajut. Nu știu, ai o problemă odată cu banii. Habar n-am. Trebuie să
te-ți transport ceva, să te duci la spital, să am grijă de copil, nu știu, să fac chestii, mă rog, copilul e al nostru. Vrei să te ajut la ceva? Eu te ajut. Iubirea mă face să te ajut în continuare, să-ți fiu alături, dar nu pot să stau în casă cu tine, să-mi pui viața în pericol. Noi nu mai putem fi ca parteneri împreună. Eu așa o gândesc. Eu am responsabilitate să-mi protejez viața. Te rog, ai vrut să zici ceva. Știi și tu ca și mine că relația toxică mai este reprezentată și de acele foarte multe promisiuni că mă voi schimba, vom încerca să găsim o cale de mijloc și din păcate ajungem în același punct. Mai devreme sau mai târziu, dar cele mai multe ori se întâmplă foarte devreme. Adică la următoarele câteva zile sau o săptămână sau două suntem în același punct. Este o caracteristică a relației toxice. Citim în Corinteni că iubirea este îndelung răbdătoare. Se poate termina această iubire pentru pentru partenerul toxic, mă iertați, de la emisiile medicale am rămas setată. Altfel spus, iubirea autentică se verifică prin această răbdare îndelungată și această nelimitare a ei ca timp. Dar răbdarea asta îndelungată nu are un termen. Nu spune acolo răbdare pe viață. Spune să am răbdare. Da, e adevărat, am răbdare. Dar răbdarea asta nu cred că trebuie să încalce celălalt principiu. Eu trebuie să am grijă atât de mine cât și de tine. Și dacă eu, având răbdare, mă expun, sunt pe cale să-mi pierd eu integritatea fizică, emoțională, spirituală, sexuală, atunci asta se bat cap în cap. Și atunci eu cred că sunt, în primul rând, cred că sunt responsabil față de mine. Că dacă eu nu sunt bine cu mine, dacă eu nu îmi protejez viața și eu nu am grijă de mine, eu nu mai pot să am o relație bună cu tine. Că dacă tu continui să mă rănești, eu mă simt rănit, stau în stare de stres, de tensiune, resentimente și s-ar putea să mă comport și eu negativ și să ne dăm cap în cap să ne omorâm într-o zi. Altfel spus, atunci când ajung la această limită a mea în care simt efectiv că nu mai pot merge mai departe, că nu mai pot păstra această sănătate emoțională și mentală, este decizia mea personală care nu poate fi judecată de nimeni ca și putut să mai rabd o săptămână, două, trei, cinci, nouă, până lucrurile s-ar fi așezat pe un făgaș normal și sănătos. Ceilalți pot să mă judece, dar mie nu-mi pasă. Nu mă interesează. Da, ceilalți sunt liberi să mă judece. Dar eu știu cât pot să tolerez, eu știu cât pot să duc. Și dacă simt că s-a umplut paharul și mă simt în pericol, Consuela, eu aici vorbesc ca un copil care am trăit într-o familie în care tatăl meu, se relaționând cu mama mea, o făcea pe mama să se simtă în pericol zilnic. Fizic, sexual, emoțional, spiritual. Mama mea era mereu amenințată. Noi copiii trăiam cu frica asta în casă. Și pentru că nu a divorțat, probabil că este considerată o adevărată martiră sau chiar un exemplu printre femeile din comunitatea ei. Unele femei, da, au considerat-o, wow, bravo, ai stat pentru Dumnezeu. În schimb, noi copiii, de multe ori, i-am spus, mama, nu mai rămâne în relație cu el. Nu numai că te expui pe tine și ți este pusă viața ta în pericol, ne este pusă și nouă viața în pericol. Pentru că nu numai pe ea o bătea, nu numai pe ea o agresa, ci și pe noi. Și cineva ar putea să spună, uite, sunteți vii astăzi toți. Nu era un pericol atât de real. Da, deci pericolul ăsta este, am zis de mai multe ori, nu doar pericolul fizic, este și cel spiritual, cel emoțional, cel intelectual, sunt mai multe tipuri de pericole, da, de abuzuri. Și dacă noi copiii am rămas în viață toți, nu aș vrea acum, nu e cadrul și nu e cazul, nu o să fac lucrul ăsta, eu pot să vorbesc despre problemele pe care eu le-am avut, dar și frații mei, la rândul lor, fiecare dintre ei, au avut foarte multe consecințe negative din relația asta toxică a părinților mei. Pe unele eu am reușit să le depășesc, pe cele mai multe, cu unele încă mai lucrez, dar unii, de exemplu, sora mea mai mică, a rămas cu cele mai multe consecințe negative. Și dacă cineva, vezi, uite, mama mea pe vremea aceea s-a subordonat mai mult religiei, a ascultat mai mult de religie, că religia spunea dacă tu o să divorțezi în contextul ăsta, noi o să te dăm afară din biserică și păcătuiești înaintea lui Dumnezeu, și pentru mama mea conta foarte mult religia și lucrul ăsta a făcut-o pe ea, deci să mă înțeleagă bine, eu nu judec acum. Da, eu nu sunt în rolul ăsta de a o judeca, vreau să explic doar ce s-a întâmplat. Ea s-a subordonat atât de mult religiei, încât și-a pus viața ei în pericol și viața noastră, a copiilor.
Repet, nu doar din punct de vedere fizic, ci și emoțional. Ceea ce este, zic eu, de multe ori poate mai tragic. Că dacă ne-ar fi pus viața din punct de vedere fizic în pericol și să zic că tata ne-ar fi omorât la 10 ani, mureai și cu asta basta. Dar când ai rămas în viață și o viață întreagă, tu suporți consecințele abuzului fizic și abuzului psihic căruia am fost supuși când eram mici, vreau să știți că de multe ori abuzul ăsta emoțional pe care un copil sau un om îl trăiește până la 80 de ani poate să fie mult mai dureros decât faptul că ar fi murit la 10 ani. Este un chin teribil la care tu îl expui pe cineva. Și în contextul ăsta, repet, nu judec pe mama mea, ea a făcut ce a putut mai bine. Ea așa credea, așa a înțeles, nu judec. Dar dacă este cineva care ne urmărește acum și se află într-o relație toxică, trebuie să gândească foarte bine lucrurile. Dacă pentru acea persoană convingerile religioase, subordonarea față de religie este mai importantă, ok, subordonează-te religiei, care îți spune să stai lângă partenerul tău pe viață. Dar trebuie, doamnă dragă, să înțelegi că subordonarea asta față de religie vine cu niște minusuri în viața ta și în viața copiilor tăi. Și asta e responsabilitatea ta, măcar trebuie să conștientizezi că suferința în viața copilului este din cauza acestor convingeri pe care tu le ai. Nu-ți spun că sunt rele sau bune. Dacă pentru tine viața religioasă, subordonarea față de autoritatea religioasă este foarte importantă, ok, subordonează-te. Dar măcar trebuie să conștientizezi care sunt implicațiile. Și dacă... Da, unii ajung în rolul ăsta, în situația asta, de a pune religia, regulile religiei, convingerile religiei deasupra familiei, deasupra copiilor, deasupra relației. Nimic de zis. Dar cine face lucrul ăsta, măcar trebuie să înțeleagă că se expune pe sine și îi expune pe membrii familiei unor consecințe. Ce vrei să mai zici? Nu știu cât timp mai avem, m-ar ajuta foarte 4 minute. Bun. Știu că astăzi îți propusesc să facem diferența între religiozitate și spiritualitate și probabil că subiectul se amână pentru ediția viitoare. Aș vrea să îți pun o întrebare care poate lega cele două subiecte, sper să te ajute. Ce nu te omoară, te face mai puternic. Cât este de real și de unde vine? Din religie sau din spiritualitate? Cred că te poate face mai puternic ceva ce nu te omoară, Consuela, dar întrebarea sau felul în care judec eu este așa. Eu am mai avut discuția asta și cu niște prieteni care mi-au zis, băi Florin, tu vezi cât de puternic ești acum? Tu vezi cât de mii de oameni tu ajuți astăzi prin experiența ta din trecut? Deci felul în care eu am fost crescut, ce mi s-a întâmplat mie în trecut m-a făcut ceea ce sunt astăzi. Sunt de acord cu asta. Dar vreau să spun un lucru. Cum să zic să fie mai pe scurt, să mă încadrez în cele 2-3 minute pe care le mai am la dispoziție. Știi cum este, Consuela? Noi oamenii putem să ajungem la un anumit rezultat pe drumul cel scurt și ușor sau pe drumul cel lung și greu. Poate tot la același rezultat ajungi. Să zicem, rezultatul în cazul de față, ești un om puternic. Cum ai zis, ce nu te omoară, te face mai puternic, da? No, tu poți ajungi să fii un om puternic în primul caz, când ai avut un tată agresiv, un context în familie, cu multă rușine, vinovăție, umilință, frică, cu tensiuni, cu stres. Și tu te-ai învățat de-a lungul vieții să te tot aperi, să te aperi, să te aperi, să te aperi, să te protejezi, să te uiți în stânga și în dreapta, de unde mi se poate întâmpla, cine poate să-mi facă ceva rău, de cine mă mai pot apăra. Și tu în felul ăsta te înveți să te tot protejezi, te înveți să te tot protejezi și la un moment dat ajungi un om puternic. Și ai ajuns poate la 40 de ani un om puternic. Bun. Dar nu puteai să ajungi tu puternic dacă creșteai într-o familie de oameni echilibrați, securizanți, care te învățau să fii un om puternic, fără să intrăm în detalii ce înseamnă asta. Fără să te învețe să fii puternic, fără să fii abuzat, fără să fii rușinat, fără să fii învinovățit, fără să lupți mereu, să-ți seteze niște setări, să-ți seteze niște setări. Am înțeles. Așa, de toată lumea îi rea, toată lumea îmi vrea răul. Tu să fii mereu într-o luptă cu ceilalți, nu puteai să ajungi tu un om puternic
la 15 ani? Dacă aveai o bază bună și cu niște părinți echilibrați care știau să te crească, tu puteai la 15-20 de ani să fii un om puternic, nu la 40 de ani. Nu pierdeai 20 de ani din viață, încercând să îți găsești drumul, direcția. Adică vreau să zic că în familiile astea disfuncționale, cu mult stres, tensiune, agitație, bătăi, certuri, scandaluri, cineva poate să ajungă să folosească tot contextul ăsta negativ, să se ridice, poate să-l folosească, dar pierde vreo 20 de ani din viață. 10 ani, 15 ani, 20, 30 de ani, habar n-am. Dar știi care nenorocirea, Consuela? Este categoria asta de oameni care din aceste situații grele zici că se reconstruiesc, dar cei mai mulți nu reușesc să facă treaba asta. Cei mai mulți rămân marcați pe viață. Cei mai mulți rămân cu probleme pe viață. Nu reușesc să se adune și să-și facă un drum propriu. Și asta ar trebui să audă toți părinții care se gândesc, băi, eu stau în relația asta disfuncțională, toxică, pentru copii. Nu pentru copii, ar fi mai sănătos să te desparți de partenerul ăsta cu care nu te înțelegi deloc, ar fi mult mai sănătos să te desparți și să-l creșteți pe copil separat. Asta este un alt subiect. Decât să le expui pe copil la situațiile astea conflictuale timp de ani de zile. Bun. Nu știu cât am răspuns întrebărilor, dar... Partea bună este că ne vom vedea și duminica viitoare ca să continuăm. Exact. Bine. Mulți ar putea crede că din durere se pot naște povești autentice, dar vom vorbi data viitoare despre cum ne putem îmbunătăți relațiile de cuplu, astfel încât să fim cu adevărat fericiți atunci când suntem în ele. Sunt Consuela Bălașa și vă reamintesc că duminica viitoare, la aceeași oră 2, ne vom reîntâlni pentru a continua această frumoasă și evident utilă călătorie împreună. Vă dorim o zi pe gustul inimii voastre. La revedere! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.